Vorbeai de ziduri care nu pot opri fizic imigrația. Țineți minte cât iureș s-a făcut pe zidul lui Trump de la granița cu Mexicul și câte puncte electorale a făcut domnul Biden combătându-l pe Trump. E, țin să te anunț că săptămâna asta tocmai am văzut niște poze, că remarcau și chiar în presa americană, nu până altă parte, că în timp ce lumea îl condamnă pe Orban pentru rasism, pentru discursul de neacceptat, cum ar spune Statele Unite ale Americii, emis la Tușnad, administrația Biden lucra să termine ultimele bucăți din zidul ăla. Din zidul lui Trump, să ne înțelegem foarte bine. Da, adică n-au considerat după ce au preluat puterea că zidul lui Trump era o investiție imorală, ilegală, rasială și așa mai departe. Cred că cea mai dură politică anti-imigrație... E ca la noi la PNDL, înțelegi? Cea mai dură politică anti-imigrație o are cel mai democratic stat al lumii, și anume Statele Unite ale Americii. Da? Da. Deci acolo nu intri, că nu, că nu, după cum se vede, și până obții o viză de turist e complicat pentru unele. Da, haideți să distingem, haideți să distingem. Dom'le, ai o mutație dintre astea de populație. Imigrație, ai valuri de imigrație naturală, să-i zic așa. Pleacă, oameni au o meserie, vor să muncească într-o altă țară mai bine... La. Interiorul nu, sau? nu, chiar și transcontinental, okay. Pe de o parte. Și avem pe de altă parte, și eu cred că aici s-ar putea face ceva, imigrația provocată, adică provoci un război în Siria, că ăla a fost un război provocat, da. Provoci un război în Siria tocmai ca să-ți vină vreo 4 milioane de sirieni, gândindu-te tu, Angela Merkel, da? și cu aia care au avut tot atâta minte cât ea. Asta dacă a fost din mintea ei și n-a fost tot din mintea lui Putin și a caghebiștilor. Mm-hmm. Asta dacă a fost din mintea ei. Deci provoci o nenorocire undeva, automat oamenii ăia sărăcii ce să fac? Pleacă de acolo. Și mai și cheamă Merkel, veniți în Germania. Pretextul fiind, domne, rezolvăm probleme care țin de îmbătrânirea populației, de faptul că e din ce în ce mai scăzut, populația activă, din ce în ce mai puțin, nu mai au cu de unde să mai plătească pensii, nu mai produce nimeni nimic. Ăștia occidentali, că este și asta e adevărat, ăștia occidentali. Păi, dar nu, uitați-vă și pe în filme, domne. Stai că e important ce ai spus. Uitați-vă și prin filme. Domne, ce meserie au? Păi nu-l vezi niciunul când se îndrăgostește și ala întreabă dacă cu ce te ocupi. El nu-i zice sunt fierar betonist sau sunt sculer matricer. Toți lucrează în advertising, în publicitate, toți lucrează în PR, toți... Îi fug de meserie, ei nu mai au chef să mai muncească. Dar revenind la ideea asta, mă, tată, dacă cu aia care se mută de colo-colo, nu știu, copilul lui Popescu a terminat o facultate bună, nu știu ce țară, are o ofertă bună de job acolo, sigur, pe de o parte. Pe de altă parte, însă, ei pe ăștia provocați. Cu ăștia aici ce face, tată? Termin nenorocirea din Siria, termin jmenurile din Siria, termin nenorocirea din Afganistan sau nici nu o provoci, termin nenorocirea din Irak sau nici nu o provoci și îi lași pe oameni pe locul lor. Mai mult decât atâta, dacă ai și mai multă minte, domne, le mai și sprijin pe țările astea. Unde se imagine astea, Manu? În Franța? În Franța. Mai și sprijin țările astea să se dezvolte economic, nu le spoliezi. Da, deja uite-mă, e complicat. Uite-mă, da. Malul Sene. Da, asta francezii, ce fac? Manu propria, plătesc prețul colonialismului. Ei au un complex, francezii ca popor, au un complex generat de ce le-au făcut ăstora sute de ani. Ei au un sentiment de vinovăție, am stat de vorbă cu o grămadă de francezi care zic, bă, asta este, trebuie să plătim prețul ăsta. Mă rog, asta să fie la ei, să fie în capul lor. Da, e complicată, foarte complicată ecuația. Victor, te rog. Nu știu ce să mai poate adăuga la povestea asta. Mie mi se pare că este care a început să devină ușor irreversibilă, oricât s-ar da Orban peste cap. Da. Mie mi se pare că odată pornit sau sparză gazul, nu mai ai cum să mai oprești chestia asta. Să vor găsi metode naturale, mai puțin naturale, de ocolirea tuturor restricțiilor. Așa cum mexicanii continuă să ajungă în Statele Unite ale Americii cu toate zidurile începute de Trump și terminate de Biden, așa cum chinezii continuă să ajungă și să fuiască în Statele Unite
în Americii, probabil va fi și Europa la fel de plină de imigranți, cu sau toate, cu sau fără toate gardurile de sârmă ghimpată pe care și le închipuie sau chiar le clădește Orban. Deși, repet, eu nu sunt leșinat după politicianul Orban, dar în multe dintre punctele cheie ale discursului lui are perfectă dreptate. Nenorocirea este că nu prea mai are ce să facă. Și că deja ajungând la disperare, probabil o să înceapă să comită lucruri tâmpite, ca să fiu extrem de scurt. Cred că deja comite